domn primar are? Da. Perfect, da? Bună seara, la ajutor cei pe domnul Alex Ștefănescu. Bună seara! Bine ați venit la cea de-a 49-a ediție a Zilelor Culturii Călinești-Cielen. O să fac o scurtă introducere, o să vă anunț programul. După aceea o să mulțumesc invitațiilor care au dorit să vină și bineînțeles că voi da cuvântul în ordine conform programului. Programul este acesta. Saluturile, care vor fi cât se poate de scurte, să sperăm. Va urma o conferință pe care o va ține domnul Alex Ștefănescu, așa după cum vedeți în program, este vorba de Alexandru Biru, contemporanul nostru, la 100 de ani de la naștere. Va urma un moment în care vom vedea un film foarte frumos, interesant, prezentat de autorul acestuia, de doamna Luiza Șora, care este în sală și pe care o salutăm cu această ocazie. Bineînțeles că nu l-am salutat cu această ocazie pe domnul Alex Ștefănescu atunci când am vorbit despre domnia sa. Îl salutăm acum. Critic și istoric literar, autorul unei monumentale opere, dar n-am să spun acum totul, că altfel nu mai... Deci filmul este despre Mihai Șora, da. O personalitate unică a culturii noastre, care e prezent aici. Asta urma să spun acum. Vă mulțumesc frumos că m-ați ajutat. Imediat după film vom beneficia de câteva momente în care vom putea schița un dialog între personajele filmului și domniile voastre. Și după aceea un foarte frumos concert al ansamblului Trio Trill, pentru care concert vom coborî în spațiul funcțional silabele. Îmi rezerv plăcerea de a prezenta pe cei de aici, de la masa prezidiului, nu că nu i-ați cunoaște, dar așa se face. Brandul Călinescu. Această idee a spiritului tutelar cultural oleștean este opera acțiunii gândirii domnului profesor Constantin de Haș Ciobanu, poet, profesor, cum spuneam, editor, scriitor și evident președintele Fundației Naționale de Călinescu. Acest parteneriat de 49 de ani, iarăși, iată, alătură două instituții, privat și public. Domnul inginer Nicolae Ignatiu, primarul municipiului Onești, este aici pentru a garanta că nimic din ceea ce se întâmplă în cultură nu este străin comunității oneștene. Am să continui într-o ordine pe care nu o cunosc. Nu știu de ce e aceasta. Este o ordine nu întâmplătoare. Domnul Vasile Spiridon, profesor universitar, scriitor, critic, jurnalist și un vechi prieten al fundației noastre, care din Bacău vine și ne sprijină în fiecare an cu contribuțiile domniei sale. Criticul Tudorel Urian, un tânăr critic de dată mai veche. Spunea cineva că noi toți suntem tineri, diferă doar vechimea noastră în această funcție. Redactor și scriitor și la Luceafărul și la Viața Românească, iarăși un
prieten prețios al fundației noastre. Vicepreședintele fundației, dacă îmi permite să mai stau și jos, m-ați văzut că pot să stau în picioare, vă mulțumesc. Vicepreședintele fundației noastre, Vlad Ciobanu, sculptor, pictor, profesor universitar și oneștean, cum spuneam, absolvent al colegiului nostru în prima promoție, elev al domnului profesor Ciobanu. Și ce să vă mai spun? Și multe. Și suflet, unul dintre sufletele noastre. Lângă mine se află doamna Lidia Ignat, este președintele 2017-2018 al clubului Rotary Onești. Este reprezentanta unui partener care de ani buni, cred că de circa 10 ani, dacă nu mă înșel, cred că este alături de Fundația Călinescu și sprijină, printre altele, și cultura. Evident că această frumoasă clădire, dar de fapt acești frumoși oameni care o animă, Biblioteca Municipală Radu Rosetti, reprezentată prin domnul director Ionuț Tenie. Vă urează cea un bun venit, care de fiecare dată ne copreșește cu amabilitatea, cu profesionalismul sale. Și nu voi termina până când nu voi aminti de toți cei care, sau voi pomeni de toți cei care ne ajută an de an, anonimi sau nu, colegii noștri, profesori, prieteni, simpatizanți, oameni care întotdeauna au scris, au acționat alături de Fundația Călinescu. O listă lungă i-a nedreptățit pe cei fatalmente omiși. Sunteți aici, mă uit în ochii domnilor voastre, vă mulțumim tuturor. Domnule profesor, anunțați, am făcut ceva, anunțați dumneavoastră în continuare cuvinte sau dau eu cuvântul? Dumneavoastră, dați mai departe. Am înțeles, am eu să bine, nu știu cum să fac. Conform programului, salut din partea fundației. A fost, domnule primar, vă rog frumos să ne spuneți două vorbe. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută. Mă onorează și îmi face mare cinste să stau în această frumoasă seară alături de niște oameni cu totul și cu totul deosebiți, oameni marcanți ai culturii române. Vă mulțumesc pentru că mi oferiți această ocazie și trebuie să spunem câteva cuvinte despre acest proiect. Un proiect care a ajuns la 49-a ediție. Iată, peste doar un an, jumătate de secol, îmi imaginez câtă muncă, câtă muncă, cât efort și câtă dăruire au pus la bătaie niște oameni pentru a realiza an de an acest proiect. Țin să le mulțumesc tuturor și să le urez pe de o parte sănătate, viață lungă și să dea bună Dumnezeu să mergem la cât mai multe ediții. Toate lucrurile acestea, este clar că nu s-ar fi putut realiza fără domnul profesor Constantin T.H. Ciobanu. Vă mulțumim, domnule profesor. Vreau să vă spun că Oneștiu actualmente este pe harta, să zic, culturii și agendei României, datorită dumneavoastră și cred că întreg orașul vă datorează acest lucru. Eu vă mulțumesc în numele instituției pe care o conduc și vă felicit totodată, vă urez multă sănătate și putere de muncă. Țin să vă spun că la fel de onorat și bucuros sunt în această seară, pentru că iată în fața noastră nu este nimeni altul decât domnul Mihai Șora. Mă înclin în fața dumneavoastră, excelență. Vă mulțumim pentru că ne onorați cu prezența dumneavoastră în această seară. Îmi imaginez că ați făcut un mare efort și eu mă înclin în fața dumneavoastră pentru ceea ce ați făcut pentru noi, pentru bucuria care ne oferă prezența dumneavoastră alături de noi. De asemenea, salut prezența domnului Ales Ștefănescu pentru contribuția pe care a adus-o de-a lungul anilor culturii contemporane române. Iată că datorită acestui mare și frumos proiect, Zilele Culturii Călineștiene, un proiect, pot spune, național, prin municipiul Onești s-au perindat, dacă pot spune așa, adevărate personalități ale culturii române. Fie că vorbim despre Mircea Dinescu, fie că vorbim despre Mircea Cărtărescu. Oameni pe care îi vedem la televizor și mai rar îi putem și avem șansa să îi întâlnim în viață. Și îmi doresc ca Primăria Municipiului Onești,
orice primar ar avea la cârmă, să susțină acest proiect în continuare. Este un proiect de care avem nevoie, este un proiect pe care l-am pris în agenda culturală a acestui an și vă promit că și în anii următori vom regăsi și vom susține financiar acest proiect prin grija Consiliului Local. Avem nevoie de cultură în municipiul Onești. Începem în această toamnă o stagiune culturală foarte frumoasă, cu piese de teatru, cu fel de fel de evenimente care poartă toate aceste evenimente sub un slogan foarte frumos, sub un titlu foarte frumos, și anume Centenar Onești, recunoștință eroilor care acum 100 de ani și-au dat viața, s-au jertfit pentru România. Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit șansa să fiu alături de dumneavoastră în această seară și să dea bunul Dumnezeu ca împreună să realizăm proiecte pentru Onești și oneșteni. Salut prezența tinerilor în seară, mă bucură și mă onorează deopotrivă. Mă bucur să văd oneșteni care, într-adevăr, știu și simt că au nevoie de cultură. Avem nevoie cu toții de cultură, că nemai acesta, cred eu, este stâlpul alături de biserică care ține acest neam împreună. Vă urez o seară frumoasă, deosebită și multă sănătate. Vă mulțumesc mult! Înainte de a ajuta microfonul, salut prezența în sală a doamnei Domnița Ștefănescu, editor, scriitor, istoric, literar și nu numai român. Și mă bucur că a venit alături de noi. O să rog pe doamna Lidia Ignat, președinta Clubului Rotary Onești, să ne spună două cuvinte despre noi. Noi toți. Bună seara! N-am apăsat? Da, ia mă zice. Bună seara! Da, încă o dată, mai apăsăm o dată. Bună seara, a fost. Poftiți! Bună seara de două. Bună seara! Bine ați venit, dragi invitați și prieteni, mulți dintre dumneavoastră. Suntem onorați să fim ca în mulți ani alături de Primăria Municipiului Onești și de Fundația Națională George Călinescu, noi Clubul Rotary, în organizarea acestui eveniment cultural deosebit pentru orașul nostru. Țin pe această cale să mulțumesc tuturor participanților, tuturor membrilor clubului nostru care se implică mereu în activități, în special domnului profesor Cătălin Gabriel Fărnica Livada, un om foarte mulțumit, membrului de onoare al clubului nostru și membru fondator, domnul profesor Constantin T.H. Ciobanu, căruia îi datorăm foarte mult legat de viața culturală a acestui oraș. Vă mulțumim și sperăm să aveți o seară plină, frumoasă, alături de acești minunați invitați, cărora le mulțumim încă o dată pentru onoarea pe care ne-o fac. O seară frumoasă! Nu știu dacă este bine. M-am gândit să alternăm momentele acestea. După aceste saluturi oficiale, dar foarte sincere, aș dori să-i dau cuvântul domnului Alex Ștefănescu pentru a începe miezul activității din această seară. Și n-am să vorbesc mai mult. Microfonul este al domniei sale. Îmi cer scuze că stau jos și am demonstrat la alte ediții că pot să stau în picioare, nu astăzi. Mă bucur că vă revăd. Îmi sunteți și foarte dragi și am și un mare respect pentru dumneavoastră că veniți la o manifestare literară. M-a impresionat foarte mult cuvântul domnului primar din care reiese că știe ce important este cultura. Deci nu pentru că eu mă consider un om de cultură, poate că nici nu sunt, ci pentru că cultura este, într-adevăr, nu un cuvânt cu care să ne împodobim discursurile, ci este un mod de a fi. Așa cum un pământ cultivat se deosebește de un pământ sărbăticit, așa un om cultivat se deosebește de un om sărbăticit. Cine nu se cultivă, se dezumanizează, sau cu un cuvânt mai brutal, se animalizează.
Cultura este un mod de a fi om. Este modul de a fi om. Și nu așa că știi niște nume de compozitori sau că poți să dai citate din Shakespeare, ci faptul că ești format prin cultură, că ești umanizat. Zilele Călinescu reprezintă ceva foarte important. Eu merg la multe manifestări culturale în țară. Foarte multe se fac, vă spun sincer, domnule primar, ca un pretext pentru a organiza cheful. De exemplu, eu sunt invitat la niște manifestări pentru că sunt ceva mai cunoscut. Eu nu zic că sunt valoros, dar sunt mai cunoscut, am o anumită notoritate. Sunt pus pe afiș, eu nu pot să mă duc, nu contează. Întâlnirile se fac cu niște scriitori mediocri care singura lor ocupație e să de musafiri, se duc la tot felul de manifestări de genul ăsta. Nu vine nimeni, nu vine lumea. În schimb, se fac niște chefuri cu rudelor organizatorilor. Aici n-a fost niciodată așa. Deci, pe de-o parte a fost domnul Constantin Tăi Ciobanu, un intelectual de rasă, pe de altă parte un public de elită, cum ne-am dorit noi să avem și la București, unde există, dar i-a amestecat. Pe când aici este un public selectat, un public de bună calitate. Totdeauna am avut învățat de la întâlnirile care s-au organizat aici. Onești este cunoscut în țară pentru Zilele Călinescu. Dacă zici Mangalia, te gândești la Hergelia de la Mangalia. Dacă zici Târgu Jiu, te gândești la Complexul Brâncuș, la Târgu Jiu. Dacă zici Borse, te gândești la apa minerală. Dacă zici Onești, te gândești la Zilele Călinescu. Adică este extraordinar de mare lucru că aceste manifestări au o rezonanță națională. Nu sunt o activitate care trebuie bifată acolo undeva. Și nu fac campanie electorală, dar dacă am ocazia, eu numai asemenea oameni ca domnul primar aș vota. Deci oameni care știu ce importanță are cultura în viața unei comunități. De când despre Constantin Tăi Ciobanu este un exemplu pentru mine, să poți într-un oraș de provincie, din care intelectualii fug, fiindcă zic ei că n-au șanse de afirmare, să faci o manifestare culturală de interes național, deci câteva zile pe alt capitala culturii românești, se mută la Onești. Toate privirile sunt... Păi, nu zic vorbe goale, nu zic din politețe. Păi aici au fost toți mari scriitori ai țării noastre. Se află Mihai Șora. Păi pentru Mihai Șora, dacă se ducea la Baia Mare, mă ducea după la Baia Mare. Dacă se ducea la Politinul din Deal, mă ducea la Politinul din Deal. Adică este fantastic prezența lui Mihai Șora. Luiza Șora a făcut un film, e ca și cum aș vedea un film despre Emil Cioran sau despre Mircea Eliade, deci un film despre Mihai Șora și ce noroc în prezența lui. Este un eveniment, asistăm la un eveniment. O să citesc textul conferinței, de obicei vorbesc liber, dar ca să îmi concentrez ideile, prefer să citesc textul scris. Alexandru Piru, contemporanul nostru. Încă o dată vă felicit pentru ceea ce faceți. Alexandru Piru este contemporanul nostru, nu în sensul că ne seamănă, ci în acela că este un exemplu de atitudine în viața publică pe care ar trebui să-l urmăm. A fost profesor la Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității din București. Acum mai bine de 50 de ani. Și am remarcat repede politețea boierească și ironia sobră. Polemicile lui nu semănau cu niște încăierări, așa cum seamănă polemicile multor autori de azi. Și eu și colegii mei o iubeam pe Zoe Dumitescu Bușulenga. Dar ne-am amuzat când Alexandru Piru a ironizat-o ingenios. O reporteră care i-a luat un interviu l-a întrebat: de ce ați scris o istorie a literaturii române? Iar Alexandru Piru a răspuns: ca să o pot omite pe Zoe Dumitescu Bușulenga. Era o rivalitate între ei, dar ce ironie elegantă. Acesta era maximum de violență verbală pe care și-o permitea Alexandru Piru. Ar trebui să învățăm și noi ceva din modul său de a polemiza, într-un moment în care toată lumea e agitată și agresivă și când încearcă să comunice nu mai respectă nicio regulă. Alexandru Piru a fost cândva și aici, la Zilele Călinescu, iar publicul i-a răsplătit intervențiile deopotrivă docte și savuroase cu rocote de aplauze.
La Onești nici nu se afla de altfel prea departe de locurile în care a copilărit. S-a născut la 22 august 1917 în satul Mărgineni din județul Bacău. A urmat liceul la Bacău și în continuare, între 1936-1940, Facultatea de Litere și Filozofie la Iași, unde a fost remarcat de George Călinescu și cooptat în echipa lui de colaboratori. Iar în 1941, la Academia Pedagogică din București. Este inițial profesor de liceu la Liceul Național din Iași și apoi la Liceul de Construcții din București. În 1946 devine asistent al lui Călinescu la Catedra de Istoria Literaturii Moderne a Universității din București și colaborează la periodicele conduse de acesta, Ziarul Națiunea și revista Jurnalul Literar. În 1947 și-a doctoratul în filologie, o lucrare despre Garabet Ibraileanu. În 1948 este îndepărtat din învățământ și din viața publică din motive politice. Până în 1955 își câștigă existența lucrând ca tehnician, topometru, strungar, instalator de gaz metan, etc. Reprimit în învățământul superior în 1956 la Universitatea din București, parcurge toate treptele carierei universitare, devenind profesor, doctor, docent în 67, șef al Catedrei de Literatură Română. Participă la viața literară, colaborând la România Literară, Luceafărul Ramuri, la aceasta fiind și redactor șef între 1962-1974. Articole sale, retipărite sistematic în volume, se disting printr-un pozitivism practicat ostentativ și printr-o ironie elegantă care devine malițioasă când îi vizează pe scritorii contemporani. După 1989 se numără printre favoriții FSD. Ajunge senator de București. Poate fi văzut la televizor moțăind în timpul ședințelor parlamentare. Și director al Ziarului Dimineața, unde de asemenea face doar figurație. Moare la 6 noiembrie 1993. Alexandru Piru a urmat de-a lungul întregii cariere cu o admirație intratabilă exemplul lui George Călinescu, deși nu avea nimic călineșian. I-au lipsit și exuberanța inteligenței, talentul literar spectaculos și histrionismul cu care mentorul său și-a cucerit contemporanii, dar s-a străduit mereu să joace rolul de George Călinescu al doilea. Numeroase sunt dovezile acestei permanente griji de a repeta un destin. Ca și George Călinescu, Alexandru Piru și-a început cariera de critic și istoric literar cu o biografie. Viața lui Garabet Ibraileanu în 1946. Citind-o și recenzând-o, maestrul a simțit înclinarea spre mimetism și cu diplomație l-a îndemnat pe discipol să fie atent la modul cum își individualizează poziția în literatură. Ar fi fără rost să ascund, zicea Călinescu, și în fond de onoare pentru mine a constatat aceasta, că domnul Piru a avut în vedere a mea viața lui Eminescu. Aceea urmărea însă, și nu e în chestie dacă a izbutit sau nu, o altă problemă străină de critica literară. Ea era intențional un poem epic, strict documentat, cu cadențe studiate, cu debut și final de mit. A luat tiparul unei astfel de verități și a-l transportat ca metodă de istorie literară la Ibraileanu, care e de fapt un profesor cu intelect vehement, este principial impropriu. Deci atitudine nobilă are Călinescu, altul ar fi sus foarte bine să mă imite. Nu, nu mă imita, zicea Călinescu. O indiscutabilă similitudine poate fi sezizată apoi în atitudinea față de literatura română veche. Din cauza circunstanțelor și motiva voinței sale, cel puțin așa declara studenților, Alexandru Piru a trebuit să predea cursuri despre textele bisericești și laice datând din evul mediu. Comentând scrieri vechi de 3, 4 sau 5 secole, istoricul literar a năzut să fie concomitent și critic, adică să facă abstracție de valoarea documentară a manuscriselor și tipăriturilor cercetate și să evidențieze fără protocol istoriografic, chiar cu riscul de a părea irreverențios, exclusiv valoarea estetică. Dar spre deosebire de idolul său, n-a reușit să facă din lectură cu adevărat o delectare, și întreaga întreprindere s-a transformat într-o inventariere exactă și ironică a literaturii de altădată. De inspirație călineșeană este și titlul dat operei fundamentale a lui Alexandru Piru, Istoria literaturii române de la început până azi, 1981. Timida schimbare a adverbelor, de la început în loc de la origine și până azi în loc de până în prezent.
arată ce aventură îi separa de Alexandru Biru o deviere fie și de un milimetru de la concepția despre schița lui George Călinescu. Exemplul lui George Călinescu a avut asupra colaboratorului său și un efect benefic, mobilizând o energie intelectuală latentă. Astfel, chiar dacă n-a ajuns să citească dintr-o răsuflare cât un raft de bibliotecă și să topească în incandescența unei inspirații de o clipă întreaga masă de informații, Alexandru Biru a deprins, în schimb, tehnica unei lecturi profesionalizate, asociată cu un fel de foame de litera tipărită. George Călinescu l-a și caracterizat în Jurnalul Literar ca pe un autor care citește mereu, iar în istoria literaturii române de la origine până în prezent, a înregistrat preocuparea lui continuă de a se cultiva și informa. Pe Alexandru Biru puteai într-adevăr să îl reprezinți ca pe un cititor suprem. Parcurgea și fișa cu minuție zilnic teancuri de cărți, ținând evidența traducerilor din fiecare epocă, a circulației motivelor, a reeditărilor. În timpul cutremurului din 1977, casa sa de pe strada Aviator, Zorii Learna, scăpa neatinsă. Dar dacă s-ar fi dărâmat, strivind imensul fișier al singuraticului locatar, amestecarea și împrăștierea zecilor de mii de fișe adunate de-a lungul anilor, ar fi creat impresia că ordinea însăși a literaturii române se află în primejdie. Am fi putut vedea, așternându-se pe acoperișuri și prin grădini, o ninsoare de dreptunghiuri de hârtie cu migăloase note, de exemplu, despre cărțile citite de Mihail Cocălicianu în toamna anului 1846, înainte de a întreprinde o călătorie în Spania. Și aici dau o listă imensă. Ce citea Cocălicianu înainte de a pleca în Spania? Nu mai citesc ca să nu ne plictisim. A trecut însă cutremurul din 1977, au trecut și alte cutremure din viața socială și politică a României, și Alexandru Biru, masiv și elegant, ca un boxer ajuns miliardar, cu vocea lui de bas peltic și cu veșnica stipire ironică în ochii protejați de arcade imense, a continuat să scoată la iveală articole și cărți lixite de informații exacte, care adeseori n-au folosit și în continuare nu folosesc la nimic și care, intrând în regimul gratuității, au căpătat o valoare în sine ca bibliografiile fictive ale lui Mircea Horia Simonescu. Citindu-i pe Ion Negoițescu sau Valeriu Visea, care fac din lectură un act existențial, simți că literatura trebuie să existe, că poate să existe, că merită să existe. Scrierile lui Alexandru Biru transmit pur și simplu certitudinea că literatura există. Un sentiment asemănător poți avea când sătul de exaltarea literaților, care pretind că literatura este o formă de acces la transcendență, un mijloc de a depăși condiția de ființă efemeră și așa mai departe, și care tocmai din cauza acestor exagerări și pierd creditul, citește un raport oficial în legătură cu situația din diverse domenii, inclusiv în legătură cu situația din domeniul creației literare. Deși aprecierile din raport sunt convenționale și într-un anumit sens dezamăgitoare, întrucât nu iau în considerare misterul creației, ele te impresionează plăcut, asigurându-te că literatura are locul ei banal și stabil printre celelalte îndeleniciri omenești. Comentariile lui Alexandru Biru se remarcă prin exact această calitate. Datorită proprietății ireproșabile a termenilor, datorită siguranței cu care sunt numite caracteristicile elementare, de multe vreme ignorate sau subînțelese de către critica subtilă, ale operelor literare, datorită unei riguroase inginerii a spațiului tipografic, ai în timpul lecturii senzația că, în sfârșit, dintr-o realitate iluzorie, evanescentă, literatura devine o realitate certă, oricând verificabilă. Este și acesta un mod de a privi arta și îl prezintă avantajul de a constitui o premiză solidă pentru ulterioare interpretări fanteziste. Cartea cărților lui Alexandru Biru, Istoria literaturii române de la început până azi, 1981, a provocat controverse, susținătorii nereușind în final să țină piept asediului unui mare val de denigratori dotați cu arma eficace a persiflării. În dezlănțuirea de dispreț, se deșifrează și invidia bine disimulată a unor critici care visau bovarii să facă ei înșiși opere de sinteză și nemulțumirea unor autori de a fi constatat că nu figurează în sumar. De fapt, cartea, deși cuprinde și injustiții, este o capodoperă de deziluzionare a scriitorilor români.
drastica reducere la scara literaturii române și stilul impecabil ca o tungă de pantaloni bine călcați au ceva simpatic sfidător. Este adevărat că nici de această dată Alexandru Tiru n-a reușit să prindă jucăușa flacăra literaturii, a cărei nostalgie a avut-o mereu în timpul redactării lucrării. Însă priceperea lui de a rezuma concepții, împrejurări istorice, romane, poezii, biografii, este pusă în valoare mai bine ca oricând. Admirația asumată a lui Alexandru Piru față de George Călinescu merită și-a luată ca exemplu de noi cei de azi, nu în sensul că ar trebui neapărat să-l idolatrizăm pe George Călinescu, ci în acela că avem datoria morală de a redescoperi un sentiment al continuității, de care atât de inspirat vorbea astăzi acolo la Fundație Luiza Șola, sentimentul continuității. Cele mai recente generații literare de azi trăiesc într-un prezent suspendat, ignorând trecutul și riscând să n-aibă viitor. Alexandru Piru, iată, are o postumitate tocmai pentru că s-a situat cu talent, cu bun gust, cu eleganță, în succesiunea unui mare spirit. Asta. Vă mulțumim, domnule Alex Ștefănescu, pentru alerta și condimentata expunere care nu este doar o conferință seacă, academică, deși este și aceasta. Voi da cuvântul simultan, succesiv, nu știu exact, domnului Tudorel Hurian și în același timp va fi secundat de domnul primar, domnul Ionuț Stenie, directorul bibliotecii, dar înainte un scurt cuvânt al domnului Constantin Dehaș Ciobanu despre momentul acesta care se numește decernarea premiului de excelență. Mulțumesc mult colegului meu mai tânăr și pentru ritmul pe care l-a introdus în acțiunea noastră. Suntem onorați și cu această noutate a ritmului. Și cred că chiar și, sau poate în primul rând, oaspeții au observat o trecere de la o generație mai veche la cele mai noi. Mă bucur tare mult. Noi am avut exemple unice în această experiență, tocmai prin valoarea celor care ne-au onorat și care au venit aici toți aceștia. Cred că premiul propus la început de marea critică românească din anii 80, să zic, din care a făcut parte și domnul Alex Ștefănescu în 1982, dacă îți mai amintește. Banii erau, se dădeau în primul rând criticilor tineri, deci o carte de critică, dar la nivel național. Exista din toate centrele mari universitare câte un stâlp, câte un reprezentant. De la Iași Cioprana, după aceea Mihai Zaciu de la De la Cluj, Mircea Zaciu, de la București, Nicolae Manolescu, Piru și sigur, mai veneau și ceilalți care, să nu uităm de Eugen Simion, că uităm, și era un juriu de toată seriozitatea la nivel național. Iar tânărul critic, a fost Mircea Martin, a fost regretatul Papa Hagi și alții care au luat și s-au afirmat, Alexandru Cistelecan, care a luat un premiu frumos chiar în 87, dacă mi-amintesc, au ajuns mari critici ai noștri și ei au trecut într-un fel prin Onești. Considerăm că astăzi premiul este nu doar un stimulent, ci un fel de
recompensă pentru marile personalități. Ne-am putut permite această idee și acest premiu care se va da în seara aceasta e un premiu de excelență pentru care, pentru detalii, dau cuvântul lui Tudorel Urian, am înțeles că domnia sa. Vă mulțumesc, domnule profesor, și înainte de toate am să vă fac un mesaj. Faptul că suntem aici, aceasta 49-a ediție a Dirol George Călinescu, este un mirabil. Cred că aici, în oraș din România, nu se poate bucura cu asemenea longevitate și cu asemenea calitate a invitațiilor oaspeților care au participat la aceste ediții. De acum 49 de ani au trecut prin această sală în cele mai grele lume ale literaturii române, oameni de o importanță radicală în cultura română a secolului 20, a doua jumătate a secolului 20, începutul secolului 21, oameni fără de care istoria literaturii române n-ar fi putut să existe. Aceea, domnule Constantin Tehar Ciobanu, cred că meritați un bust în orașul Onești, sunteți un om atât de important încât ați pus acest oraș pe harta României, cel puțin la nivel cultural. Acum, legat de premiu, un alt lucru extraordinar de important pe care ați făcut a fost aceea de a alege un juriu fără discuție care nu poate fi contestat de nimeni. Pentru că ați ales oameni din toate zonele țării, din toate zonele culturale și literare ale țării și am să-l numesc în momentul de față. Alexandru Cistelecan, care este cel mai mare critic de poezie de la noi și un critic și istoric literar de foarte mare importanță, care locuiește la Târgu Mureș. Vasile Spiridon, care locuiește la Bacău. Eu, care, mă rog, locuiesc la București. Dan Cristea, care locuiește și la București în momentul de față și dumneavoastră chiar domnule Constantin Tehaș Ciobanu. Metoda de jurizare a fost de asemenea una foarte interesantă. Practic, noi ca juriu nu ne-am întâlnit niciodată împreună, fiecare și-a trimis opțiunea și aceste opțiuni au fost cumulate într-un singur învingător. Acest învingător a fost făcut fără niciun fel de contestație, a fost o unanimitate în privința învingătorului. Iar el este, din fericire pentru noi toți, în stânga mea, se numește Alex Ștefănescu. Tocmai ați avut bucuria și plăcerea de a-l asculta acum câteva minute. Este un critic cum nu există altul în România. Are o istorie a literaturii române contemporane care continuă istoria lui C. Călinescu. Este de la 1941 până în anul 2000. Aceasta a adus câțiva prieteni și foarte mulți dușmani, pentru că foarte multă lume nu s-a regăsit în această istorie și acest lucru i-a creat lui Alex o mare antipatie în jurul unei părți a scriitorimii române. Toată lumea așteaptă volumul care să continue această adendă, cum a făcut și Călinescu, dar mă tem că pentru ei că va fi și mai rău. După cum a fost în prima, cum a fost omis în prima ediție a istoriei, oricum e de importanță mare dacă el poate să continue această istorie. Aici, în istoria literaturii române contemporane, veți regăsi același Alex Ștefănescu pe care l-ați auzit în această după-amiază. Un Alex Ștefănescu care combină umorul, detaliile biografice, cu substanța cea mai solidă a creației autorului respectiv. Deci, citind un capitol despre un anumit scriitor, veți avea cu siguranță o perspectivă asupra întregii personalități, nu numai a celei literare, ci și asupra moralului său, asupra unei părți anecdotică din viața sa. Deci este o cunoaștere în profunzime a peisajului literaturii române contemporane pe care nimeni nu poate face la fel ca Alex Ștefănescu, pentru că unii se vor face adepții analizării operei, omițând toate demițiile morale sau actele de eroism ale autorului în cauză, alții vor vedea doar aceste perspective de cetățean și de personaj public, foarte puțin pot să facă sinteza și să explice în ce măsură viața personajului influențează opera. În acest domeniu, Alex Ștefănescu este primul în țară. De asemenea, istoria lui Alex este
un extraordinar boom de imagini. Există fotografii ale autorilor din această perioadă pe care nu le-am văzut niciodată în viața mea până când am citit istoria lui Alex Ștefănescu. Pentru că pe vremea comunismului pozele autorilor erau interzise pe cărți. Deci nu știam, locuiam la Timișoara, în perioada respectivă, sunt timișorean, citeam cărți, dar habar n-aveam cum arată la față nici măcar Nicolae Emanuelescu, ăștia mari de tot, pentru că nu apărea niciodată poza lui pe vreo carte sau în vreo revistă literară. Alex recupera deja acest aspect al istoriei literaturii române, publicând o galerie de portrete fabuloase din care putem vedea cum arătau scritori ca Laurențiu Fulgar sau, mă rog, nu chiar neapărat din prima linie, dar care sunt extrem de importanți pentru cultura unui om care studiază literatura română. Îți completează cunoașterea la un mod cât se poate de creator. De aceea, pentru mine este o mare onoare să anunț în numele jurului că Alex Ștefănescu este câștigătorul acestui premiu de excelență. Înainte ca domnul primar să fie invitat să mâneze premiul, domnul Vasile Spiridon, în scurt laudatio. Nu am auzit. Da. Desigur, este onoare și pentru mine să fiu în juriul care acordă premiul domnului Alex Ștefănescu. Îmi este un critic foarte drag, mă simt foarte bine în preajma sa, pentru că are un simț al umorului debordant, totdeauna spune lucruri foarte, foarte interesante, poți chiar să le iei peste picior și nu se supără, este și autoironie. În momentul în care un om este dă dovadă de autoironie, nu poți să nu fii încurajat în a spune lucruri care un om care este lipsit de orice spirit critic, să zic, sau autocritic, nu ține. Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus și Dorel Urian. Mă gândeam în momentul în care vorbea domnul Ștefănescu despre acele fișe ale lui Alexandru Piru. Acum, familia Ștefănescu s-a mutat undeva în marginea Bucureștiului, stau într-o casă, bănuiesc că a încercat să-și protejeze acele mici mii de fișe pe care le are la istoria literaturii române, în eventualitatea unui cutremur care ar fi spulberat toate fișele de acolo, din casa, din bloc. Cine s-ar fi bucurat prima dată? S-ar fi bucurat grafomanii, pentru care fișe făcute inclusiv la grafomani. Este s-a îngămat la o treabă foarte ingrată. Deci nu să scrii despre autorii consacrați, scriitorii consacrați și desigur să și critici, ci s-a apucat să citească o grămadă de cărți proaste. Asta este un dovadă de pedagogie, de pedagogie critică. Un act moral, pentru că el acolo, în cărțile pe care le scrie despre grafomani, le găsește toate ticurile, orgolul nemăsurat, tendința de a câștiga un critic sau altul și toate celelalte. Deci, cu muncă imensă, a lucrat de ani de zile la acele fișe. Este, desigur, o vârstă rotundă pe care îl împlinește anul acesta, dar sunt și 40 de ani de la debutul editorial, Preludiu, în 1977. Așa încât noi nu avem decât să-i urăm să aibă un postludiu cât mai îndelungat. Aș vrea să spun și câteva cuvinte și despre istoria aceea. Într-adevăr, și eu am fost mirat, mi-a plăcut pozele din istoria domnului Ștefănescu. După ce am citit cu plăcere și celelalte comentarii, este într-adevăr un stil cu totul și cu totul atipic pentru critica noastră literară, expresiv, vă amintesc, parafrazând desigur începutul istoriei sale, istoria literaturii contemporane, este o istorie a literaturii contemporane, dar nu este un titlu adecvat pentru că nu traduce în fond drama care este în spatele acestei perioade, 41-2000. Zice domnul Ștefănescu, este ca și cum ai intitula un tablou dejun, peisaj cu dejun în iadă sau ceva în genul acesta, iar în fond este povestea, în proza aceea, este vorba despre un naufragiat care moare de foame, care mănâncă scoarță de copaci. Deci cam asta este ceea ce este și istoria. Este istoria literaturii române. Repet, un stil foarte atractiv care cred că poate sau a reușit să aducă publicul înspre istorie. Deloc descriptivistă, deloc plată, deloc cu date aruncate în bărmășeală acolo, ci în primul rând este un stil atractiv de
poate american, numai americani cred că pot să fac o asemenea prezentare cu portrete. Și la aceste portrete l-a lucrat de foarte mult, încă de la debut a lucrat cu acele portrete. N-aș mai vrea să vă mai spun despre introducerea în opera lui Nichita Stănescu din 76, care într-adevăr a fost exact o introducere în ceea ce era atunci, era necesar pentru cunoașterea lui Nichita și toate celelalte. Nu vă mai spun despre activitatea sa, asta se știe, găsiți pe internet, bucovinean, studie la Suceava, facultatea la București, lucrat în ziarist, foarte bun ziarist înainte de toate, la revista Atomic, apoi a trecut la România Literară și v-a povestit dimineață cam ce înseamnă a lucra la România Literară. Eu prin 91-92 am trimis texte, dus la domnul Ștefănescu, timp de 2 ani am publicat la România Literară, după aceea alte treburi m-au silit să fiu mai aproape de alte reviste, dar i-am păstrat întotdeauna o aceeași simpatie caldă și mă bucur că pot să vorbesc în fața dumneavoastră despre el. Iurez anticipat în ajunul Marii Revoluții din octombrie, care a avut loc în noiembrie, pe 7 noiembrie, la mulți ani. Împreună pe domnul profesor, mergeți cu domnul pentru o filia pe acolo. E un moment. Așadar, Fundația Națională George Călinescu acordă premiul de excelență domnului Alex Ștefănescu, critic și istoric literar, scriitor și jurnalist, pentru prestigioasa contribuție permanentă la realizarea proiectelor noastre. Președinte al Fundației George Călinescu, Constantin T.H. Ciobanu, din partea jurului, Tudorel Urian. Onești, ediția 49, 21, 23 septembrie, anul 2017. Felicitări, vă mulțumim și mult succes! Să vă spun că vizele pe Toale Ștefănescu nu se opresc aici. Mare un premiu din partea decanului nostru de vârstă, domnul Mihai Șora, care are 101 ani. Îi va oferi un premiu simbolic, de care va fi un premiu mult mai pragmatic decât către Alex Ștefănescu, pe care vă rog să aducă doamna Luiza Șora. Cum așa? De ce? Cum? De solemn încât să necesite. Mulțumim, suntem recunoscători. Aș vrea să spun două trei cuvinte înainte, și anume următorul lucru. E într-adevăr neprevăzut pentru oneșteni, în primul rând. Noi ne-am gândit, Mihai Șora și mine, la acest moment și ne-am bucurat, în primul rând, că îl vom vedea pe Alex față către față. Simt o mare afinitate între Alex Ștefănescu și Mihai Șora și de aceea am ținut să intervin în această seară. Și m-am întrebat de ce aceste două persoane cunoscute, având o oarecare notorietate, chiar în publicul care nu a avut acces la cărțile lor neapărat. Eu nu cred că, în privința lui Mihai Șora, cel puțin sunt aproape sigură, cărțile lui nefiind încă în circulație, nu cred că oamenii îi apreciază întotdeauna pentru ceea ce scriu. Există un anumit fel de a fi și care are o putere de atracție independent de ceea ce scrii. Această putere de atracție mă interesează pe mine. M-am întrebat de ce acești doi oameni, de aceea continui paralela, provoacă reacții pozitive. Mă gândesc numai la publicul care îi apreciază sincer, spontan, fără niciun fel de rezervă. Pentru că încerc acest răspuns, pentru că îi simt foarte aproape, în sensul autenticității. Sunt oameni buni. Alex Ștefănescu este un om bun. E atât de simplu și de vizibil și e un lucru care se vede.
E o generozitate, e un fel de, de a-ți exterioriza ființa, care nu le este dată tuturor. Mihai Șora nu se exteriorizează, de pildă, dar oamenii simt totuși autenticitatea, simt că fondul lui interior este, se suprapune cu, cu ceea ce arată în exterior. Nu există, cu alte cuvinte, niciun decalc între ceea ce gândește sau spune Alex în, în intimitatea ființei lui și ceea ce transmite în exterior. Cred că lucrul acesta oamenii îl percep în mod, în mod imediat, nemediat, în mod direct din toate aparițiile lui publice. De aici și-a câștigat, practic, notorietatea. Cred că mai curând de aici îi se trage iubirea pe care o are din partea tinerilor și din partea celor care îl întâlnesc în mod spontan sau nu. Ne-am gândit, pentru că interiorul nu iese în exterior întotdeauna în mod limpede și clar, sunt mai multe feluri de a-ți exterioriza ființa și pentru că felul lui Mihai Șora de a se exterioriza, sau unul dintre ele este de a desena, să facem un mic obiect din desenele lui Mihai Șora. Și acest obiect s-a întâmplat să fie, pentru că, dragă Alex, vorba Ecleziastului, vine o vreme, s-a întâmplat să fie un papion. Și de aceea, să știți că nu există decât trei astfel de obiecte în România, care sunt... Nu să rămân aici. Dar poți să te sărut de sus în jos. Vreau să spun două lucruri. Sunt, e un mod foarte ludic, dacă vreți, se potrivește cu felul lui Mihai Șora de a fi. E un mod foarte ludic de a-ți afișa interiorul. Și desenele lui Mihai Șora, care au devenit deci, aceste obiecte, care sunt ele însele ludice. M-am gândit că îi vor face plăcere pentru că da. Crezi că o să am mai mare succes? Da, absolut. Pentru că de fapt toată taina felului de a fi în lume, cred că exact aici, în acest lucru constă, în a rămâne într-un fel oarecare, în a rămâne și copilăros și fără a cădea în doar interizorul și fără a cădea în anecdotic. Lui Alex se potrivește cel mai bine felul acesta de a fi, care e deopotrivă ludic, e deopotrivă deschis, și deopotrivă generos. Nu sunt mulți oameni care pot să cumuleze atâtea stări ale ființei. Poate că de aceea apar rezerve din partea celor care nu reușesc acest tip de existență. Sunt naturi fericite, de fapt. Și sunt naturi foarte rare. Și de aceea ne-am gândit să, dragă Ales, să porți copilul din tine la purtător. La ea. M-ați făcut să plâng. Cred că adversarii mei literari au complotat ca să demonstreze lumii că nu știu să vorbesc. Adică nu mai pot să vorbesc, găsesc cu greu cuvintele. Nu există răsplată mai mare pentru mine decât să fiu apreciat de asemenea oameni. Este cel mai mare premiu literar pe care l-am primit vreodată. Sunt și bani, dar nu banii mă bucură cel mai mult. Sunt bineveniți, mulțumesc domnului primar. Mai mult mă impresionează gestul
făcut față de mine, cuvintele care s-au spus despre mine, oameni pe care îi prețuiesc, să fii prețuit de oameni pe care îi prețuiești, ăsta este un mare succes. Să se gândească Mihai Șora la tine, pe câți n-ar visa asta? Ce n-ar face? Ar sta și în cap numai ca să obțină o apreciere de la Șora. Eu n-am stat în cap și sunt apreciat. Luiza Șora, care este o personalitate, este un om de valoare. Tudorel Urian, care ați văzut cu cât farme vorbește. Tudorel Urian scrie mai bine decât mine. Vasile Spiridon este mai bun critic de poezie decât mine. Constantin T. Cioban a făcut mai mult pentru comunitate decât am făcut eu. Oameni de valoare care să te prețuiască este cea mai mare răsplată. Apoi faptul că sunt premiat în prezența soției mele, cu care sunt împreună de 47 de ani. Și noi doi nu ne-am plictisit niciodată unul de celălalt. Atunci când vom muri, ni se va părea că nu ne-am spus tot ce aveam să ne spunem. Am fost odată la un concurs de umor organizat de un primar. Și eu m-am dus la microfon și era cât pe ce să câștig premiul cu următoarea idee. Zic, în legătură cu soția mea, de-a lungul vieții am avut două mari obsesii. Să nu mă înșele și să nu mă prindă. Lumea m-a aplaudat, premiul era ca și câștigat, domnița, soția mea s-a ridicat furioasă de pe scaun. S-a dus la microfon și a zis, da, a avut o obsesie, dar nu a reușit niciuna. Și mi-a suflat pentru vă mulțumesc din toată inima, am trăit un moment foarte emoționat. Nici eu, care am postat pe Facebook că vă aștept la o întâlnire cu frumosul, nu eram convins că chiar așa o să fie. Următorul moment presupune că am noi cei de aici să ne mutăm în sală cu scaune cu toți, să vedem. O să instalăm un ecran. În acest timp, doamna Luiza Șora ne va spune două, trei, nu știu câte cuvinte despre ceea ce urmează să vedem. Un film pe care nu l-a văzut nimeni dintre noi, în afara domniei sale, evident. Deci este o premieră absolută. După acest film ne vom despărți doar pentru momentul cât coborâm în spațiul multifuncțional ca să mergem la concertul care va încheia această minunată seară. Și pentru că am microfonul și până ne mișcăm, mâine la ora 10 aici ne întâlnim pentru colocviul de literatură contemporană care are o temă foarte generoasă, șansele culturii, în cadrul acestui colocviu, deci vor fi discuții, doamna Luiza Șora ne va ține o prelecțiune cu un titlu incitant, îl aveți acolo în program. Nu anticipez mai mult, vă invit să o urmăriți, să ne urmăriți filmul. Exteriorizează ușor. Cred că cei care prind un moment în care este locvace sunt privilegiați. Cred că privilegiul acesta nu le revine multora. Ceea ce nu înseamnă că are lucruri de ascuns sau de tăcut.
dar face parte din formula lui existențială. Modul acesta de a nu face pași înainte, de a rămâne pe loc, acolo unde ești tu, în ființa ta. Și de acolo să crești, să crești asemenea unui copac. Vă rog frumos. Există o propoziție care deschide o carte pe care a scris-o la 25-6-7 de ani, a publicat-o în limba franceză, la Gallimard, în 47. Există o propoziție acolo în care adună toată filozofia lui care va urma și care era deja existentă în nucleul lui mental. Propoziția aceasta este următoarea. Problema omului este cum să trăiască asemenea unui copac fără a înceta să rămână om. E o propoziție simplă, pare simplu, totul pare simplu. De aceea e atât de complicat de realizat un film cu Mihai Șora. Spun asta nu ca să îmi atribui merite legate de filme pe care le fac cu el, dar ci pentru a vă sublinia faptul că lucrurile simple care par la îndemâna oricui, care par la degetul mic, pe care oricine crede că despre el însuși că le poate emite. Știți fără îndoială că despre picturile lui Picasso, toți, foarte mulți sunt cei care spun și eu pot să fac asta. Însă până să ajungi Picasso la 16 ani l-a desenat pe tatăl lui, e o pictură absolut academică, mă rog, clasic, un portret enorm de un metru pe doi metri, care este o fotografie. Deci el știa să picteze, știa să deseneze. Faptul că pe Dora Maar o desenează cu urechea în locul nasului nu înseamnă că nu știe să picteze. Iar faptul că el face asta în perioada tardivă a vieții lui nu înseamnă că un neofit, un oricine, un om oarecare care ar face o Dora Maar, ar desena cu mare facilitate o Dora Maar, ar putea să fie și Picasso. Mutatis mutandis, același lucru se poate spune despre Mihai Șora. Toți avem amintiri despre prima noastră bicicletă, despre primul tren pe care l-am luat, despre prima prăjitură sau despre ce înseamnă să fii concentrat pe ființa ta. Ce înseamnă să nu te abați din drum, să mergi pe drumul tău cum ai merge pe o bicicletă, ținând o linie dreaptă. Toți avem o idee despre aceste lucruri și toți credem că ne sunt la îndemână. De fapt, sunt lucrurile cele mai greu de pus în practică și de interiorizat. Toți avem o idee despre cinste. Sunt foarte mulți care perorează despre cinste, foarte mulți care perorează despre adevăr, despre bine, despre virtute, despre a fi sincer, despre... Însă aceste lucruri nu coboară niciodată în ființa lor. Rămân la suprafața apei, fac bulbuci undeva la suprafață. Mihai Șora, iar despre asta au scris câțiva oameni care au perceput, pentru că i-au citit și cărțile, și au perceput aceste lucruri. Mihai Șora coboară foarte adânc în ființa lui. De acolo își extrage elementele, de acolo își extrage toate ideile care sunt idei filozofice înainte de a fi formulări, propoziții. Lucrul acesta l-a observat Alex Ștefănescu și pentru asta îi suntem foarte recunoscători. Și l-a și formulat în modul cel mai corect cu putință, care este exact acesta. Coborârea aceasta în adâncul ființei nu este la îndemâna oricui și nu e practicată. Sunt oameni care vorbesc liber, care vorbesc foarte, foarte ușor, foarte... Cred că noi nu avem televizor, deci nu urmărim chiar dezbaterile și așa mai departe, dar știu că sunt persoane care au o facilitate a prezenței lor în public care este de invidiat. Nu sunt însă la fel de sigură că această facilitate corespunde unei adâncimi în propria ființă. Nu sunt deloc sigură. Este, dacă vreți, ca un plonjon într-o apă de mare, într-un ocean. Poți să
te bălăcești la suprafața oceanului, să pară că nori foarte armonios, dar să plonjezi în adâncul oceanului la 3000 de metri adâncime, are legătură cu tot ceea ce ține de structura ta interioară. Faptul că această structură interioară iese ușor, exuberant la suprafață, cum e cazul lui Alex Ștefănescu, e un lucru. Sunt ființe care nu au această formulă chimică a exuberanței sau când ea îi prinde, este ca un fel de accident, să spunem. Acesta este Mihai Șora. Eu am vrut să-l vedeți în formula lui expansivă, fără să suprim momentele lui de reflecție. De aceea, în filmele pe care le fac, las toate tăcerile lui, despre care au scris Ion Vianu, Andrei Pleșu și alții, adică au scris pentru că le-au observat, nu știu dacă le-au înțeles. Tăcerile lui sunt ca virgulele, ca pauzele, ca paragrafele, ca spațiile libere pe care le lași între două versuri, într-un text scris. Nu poți să suprimi aceste spații libere. Dacă le suprimi, mutilezi textul scris. Dacă suprimi virgula atunci când apare într-un text scris, e ca și cum l-ai mutila. Sau îi dai cu totul altă formă. De aceea, eu las întotdeauna tăcerile lui Mihai Șora, pentru că ele au sens. Ele nu sunt momente de relaș. Ele sunt momente de reflecție profundă și sunt în același timp, din punctul meu de vedere care îl filmează și care niciodată nu îl întrerupe în aceste momente de tăcere, decât dacă, Doamne ferește, trecem în camion, momentele acestea sunt, dacă vreți, din punctul meu de vedere, și o invitație ca să intrați în fluxul lui mental. Pentru că eu cred că cineva care își acordă timpul de a privi și tăcerile și de a asculta și tăcerile, intră în fluxul mental al celui care tace. Și a-i respecta vorbele înseamnă, într-un fel oarecare, și a-i respecta tăcerile. Vă mulțumesc și vă doresc.